5 persoane au fost reținute pentru tentative de incendiere a sediului Comisiei Electorale din Republica Moldova și a unor mașini de poliție. Cei 3 bărbați și 2 femei, originari din localitatea moldovenească Slobozia, dar și din Tiraspol, au declarat că au fost angajați de un rus căruia urma să-i trimită fotografii care să confirme că și-au îndeplinit misiunea. Evenimentul a avut loc iată cu doar 3 zile înaintea celui de-al doilea tur al prezidențialelor, pe fondul implicării masive a Rusiei în manipularea voturilor. Iar în acest context, 11 lideri teritoriali ai blocului Victoria, al oligarhului fugar Ilan Șor, au fost încătușați în urma a 10 de percheziții făcute în diverse regiuni ale Republicii Moldova. Anchetatorii au ridicat probe care incriminează pentru mituirea alegătorilor, astfel încât rezultatul alegerilor să fie favorabil Kremlinului. Vorbim aici despre telefoane mobile, tablete, sticuri de memorie, materiale electorale, liste de persoane, bani și bonuri care confirmă anumite transferuri bancare. Tentativele acestea de influențare au ajuns și în România. Mai mulți maneliști au postat videoclipuri pe TikTok îndemnându-și urmăritorii de la înălțimea experienței și specializărilor geopolitice și înțelegerii realităților din Republica Moldova să îl voteze pe candidatul prorus, Alexandru Stoianoglu. După ce comentariile critice au explodat, au șters înregistrările. Jador a transmis însă pe aceeași rețea socială că i s-a oferit o sumă mare de bani să le promoveze pe favoritul Kremlinului, dar a fost refuzat pentru că nu-i pasă cine-i la conducere. A refuzat această propunere. A deconspirat însă astfel întreaga rețea. Între timp, 10 de moldoveni au fost amendați cu o sumă totală de peste 2 milioane de lei moldovenești, undeva la 100.000 de euro, pentru că și-au vândut votul Kremlinului. Iar o nouă investigație a ziarului de gardă din Republica Moldova arată cum o rețea bine coordonată de cetățeni plătiți prin conducta fugarului Ilan Șor se organizează pentru a vota masiv și în turul 2 de duminica aceasta împotriva Maiei Sandu. Ni se alătură acum în direct Măriuța Nistor, este jurnalistă la ziarul de gardă și autoarea investigației sub acoperire despre rețeaua de fraudare a alegerilor din primul tur și de la referendum. Bună seara, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Bună seara. Sunt 2 episoade pe care le-ați realizat voi la ziarul de gardă. Ne așteptam ca după ce am văzut prima investigație pe care ai realizat-o tu, infiltrată în această rețea, și după ce am văzut toate acele dezvăluiri ale autorităților, lucrurile să se mai calmeze, să nu fie aceeași încercare de manipulare masivă din partea filialei Ilan Șor și pentru turul 2. Ați demonstrat voi azi că nu se pune problema, nu e cazul de așa ceva, se lucrează la foc automat. Dar aș vrea să începem cu începutul și să ne explici puțin în ce a constat investigația ta dinainte de primul tur, dinainte de referendum, cum te-ai infiltrat în rețea, cum ai ajuns acolo și practic ce ți s-a cerut. Da, deci noi am început, eu și colega mea Natalia Zaharescu, am început toată această aventură de infiltrare în rețeaua lui Ilan Șor la începutul lunii iunie curent, atunci când Ilan Șor își consolida această rețea cu care urma să fraudeze alegerile. Cum își consolida era simplu. Deci el organiza tot felul de manifestații, proteste în susținerea coalițiilor săi, care sunt cercetați de asemenea pentru finanțare ilegală a partidului Șor, care a fost între timp declarat neconstituțional. Am mers acolo și cu greu, dar am reușit să mă infiltrez în unul dintre grupuri, pentru că această rețea este organizată în grupuri, organizații primare, organizații teritoriale și ulterior sediul central, care este coordonat direct de la Moscova. Și astfel am fost parte și eu a rețelei, am fost nevoită să racolez oameni, pentru că acesta era rolul activiștilor, rol pe care l-am avut și eu, să racolez oameni, simpatizanții numeau ei, care au rolul de a vota nu la referendum și de a vota candidatul care a fost anunțat prin intermediul canalelor de Telegram, acolo unde se comunică în rețea, de către Șor. Deci am primit și bani pentru asta, am primit de 2 ori câte 15.000 de ruble rusești, asta înseamnă aproximativ 150 de euro. Acești bani au venit și au fost în ruble, da? N-ai primit în euro. Nu, am primit în ruble pentru că am primit pe un cont bancar deschis pe un nume fals. Asta trebuia să spun de la început. De fapt, m-am infiltrat cu un nume fals, cu o identitate falsă.
și am primit acești bani pe un cont bancar Promsvestbank, o bancă rusească supusă sancțiunilor. Am primit banii pentru luna august și pentru luna septembrie. Deci, activiștii erau plătiți lunar pentru ca să îndeplinească anumite sarcini. Practic, erau salariați la șor. Primeau bani pentru a protesta, primeau bani pentru a împărți pliante cu dezinformare și pentru a racola oameni. Practic, remunerația ta Simpatizanți. pentru ce a fost? Banii ăștia pe care i-ai primit, pentru ce au fost? Ce sarcină ai executat? Deci, eu am mers la manifestații, am împărțit pliante cu dezinformare și nu am mai apucat să aduc oameni pentru că nu ăsta mi era scopul să lărgesc rețeaua, dar îi ajutam pe oameni cumva, pe oamenii din rețea, îi ajutam să se înregistreze pe chatbot-uri, deci eram acolo și eu. Cam pentru asta am primit banii, dar simpatizanții, despre oamenii racolați doar să voteze, care aveau rolul doar să voteze, ei primeau lunar, da, câte 2000 de lei moldovenești, echivalentul la 100 de euro, doar pentru a-i ține acolo în rețea și atunci când au nevoie de ei ca să voteze, doar să-i poată suna și să le dicteze pentru cine să voteze și să spună nu la referendum. Bun, și ajungem la ziua votului sau o zi, două înainte de vot. Ce vi se comunica? Da? Cum vi se comunica? Spune-ne cum se făcea această mobilizare. Deci, înainte de alegeri, eu am fost invitată la o întâlnire electorală cu una dintre candidații lui Șor. Este vorba despre Victoria Furtună. Colega mea, Natalia Zaharescu, care astăzi a publicat a doua parte a investigației, a mai fost invitată la un alt eveniment electoral în susținerea lui Vasile Tarlev, pentru care a primit 400 de lei moldovenești, ceea ce înseamnă circa 20 de euro. Și ea a fost telefonată cu o zi înainte de alegeri. A fost telefonată pe Telegram și i s-a comunicat că trebuie să voteze cu Victoria Furtună. Deci, toată comunicarea are loc pe Telegram. De ce? Pentru că Telegramul nu poate fi interceptat. Respectiv, mesajele și apelurile sunt exclusiv pe Telegram. Prin cartelă se vorbește foarte, foarte puțin și atunci se vorbește. Haideți să vorbim pe Telegram pentru că ne ascultă, deci cam asta e. Voi trebuia să trimiteți ulterior vreun soi de dovadă, vreo fotografie cu buletinul de vot ca să demonstrați că ați îndeplinit aceste sarcini? Nu. Deci nu, de ce? Pentru că în mare parte oamenii racolați în această rețea sunt oameni care sunt ademeniți cu bani și ulterior ei sunt păstrați, rămân acolo pentru că lor li se tot propagă ideile venite de la Moscova și în fiecare zi primesc mesaje propagandistice. Acei oameni, chiar dacă la început poate nu cred, ulterior ajung să creadă în propaganda pe care o promovează cei de la Moscova prin intermediul acestei rețele și acești oamenii sunt foarte ușor de manipulați, mai ales dacă ai și o remunerare pentru ei, respectiv nu, ei nu cer dovadă. Erau și tineri de vârsta ta sau cam care era demografia în grupurile pe care le-ai văzut tu și cam cât de largi erau, cât de mari erau? Deci există și tineri, foarte puțini într-adevăr, dar tinerii au o altă misiune. Ei fac parte din echipa de tineret, fac parte din Next Generation, care merge pe la Moscova, pentru că acești oameni de la Moscova care coordonează toate lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova, prin rețeaua lui Ilan Șor, au diferite activități și încearcă să crească o generație de oameni docili, oameni care se vor supune și vor asculta, vor continua lucrurile, dar acolo unde m-am infiltrat eu și această rețea este constituită în mare parte de oameni înătate, oameni vulnerabili, oameni care au nevoie de bani și oameni dezinformați, foarte ușor de manipulat. Tu te-ai autodeconspirat, practic, prin ancheta pe care ai publicat-o, primul episod. Colega ta de la Ziarul de Gardă, Natalia, a rămas infiltrată în aceste grupuri pentru turul 2. Ajută-ne să înțelegem ce se pregătește pentru turul 2 prin prisma a ceea ce a văzut ea în ultimele zile.
Da, dacă în turul întâi a fost pentru că au mai fost publicate în presă și tot felul de dovezi că Ilan Șor a avut câțiva candidați, deci la doi dintre care apar în investigațiile noastre, Tarlev și Furtună. Pentru turul 2, colega mea a primit un apel telefonic prin care i s-a indicat că în turul 2 trebuie să voteze împotriva Maia Sandu. Deci pe oricine, numai nu pe Maia Sandu, dar pe cine altcineva, dacă nu pe al doilea candidat din turul 2, adică Alexandru Stoianoglo. Deci este clar că această rețea, eforturile Moscovei acum sunt îndreptate ca această rețea să voteze pentru Alexandru Stoianoglo. Și s-au mai dat bani în ultimele săptămâni, acestea dintre turul 1 și turul 2? S-au făcut iarăși vreun fel de mobilizări cu diferite bonusuri? Din informațiile apărute în presă, am văzut că oamenii primeau bani cash pentru a vota, anume în perioada turului întâi. Colega mea nu a primit bani, nu i-au venit banii promiși pe contul ProcessBank, ceea ce poate însemna probleme în paradisul de la Moscova, nu știm. Deci, dar despre bani se tot vorbește, cel puțin la nivel de promisiuni și declarativ. Totuși, ceea ce reușesc să descopere organele de forță din Republica Moldova ne face să credem că schema și banii în continuare vin în Republica Moldova. Schema funcționează și banii vin în Republica Moldova. În încheiere, o să te rog să faci un comentariu analitic, dacă vrei să ieși puțin din postura asta jurnalistului de investigații și să ne gândim la scenariul în care Stoianoglu câștigă turul al doilea, dar aveți totuși un referendum astăzi validat de aderare la Uniunea Europeană. Cât de greu va fi să parcurgeți acest drum european în continuare în aceste condiții, în acest scenariu? Păi aici putem să operăm cu declarațiile domnului Dodon, care îl susține pe Alexandru Stoianoglo și a spus că referendumul care a avut loc pe 20 octombrie nu ar trebui să fie validat, trebuie să fie anulat și trebuie un nou referendum prin care să scoatem din Constituție ceea ce includem, adică integrarea europeană. Deci, deși Stoianoglo în dezbaterea practic singura ieșire publică din ultima perioadă, de fapt a avut și astăzi o ieșire publică într-un live, dar în dezbaterea cu Maia Sandu de duminica trecută, Stoianoglo s-a declarat pro-european. Totuși, ceea ce declară oamenii care l-au înaintat la funcția de președinte se contrazice cu ceea ce Da, uite, aici e spune foarte interesant și o Stoianoglo. să intervin o secundă, pentru că citeam chiar în investigația voastră replica pe care ai dat-o tu, coordonatoarei centrului, încercând cumva, sigur, ingenu să-i spui, da, dar am auzit că Stoianoglu e cu Europa, vrea în Europa. Ce ți-a răspuns? Nu mie, i-a răspuns Natalie. colegei mele, Da. da, i-a răspuns colegei mele că da, nu contează că Că-și dorește în Europa, o face prin alte metode decât Maia Sandu. Sunt mai bune ale lui pentru că sunt practic mai subversive. Deci nu știm ce va fi. Tot ceea ce îmi doresc e ca oamenii să se mobilizeze, inclusiv după ce au văzut în investigațiile noastre cât de grav este acest fenomen, și să voteze. Eu spuneam că nu m-aș fi supărat pe oamenii care își acordă votul către un candidat pro-rus. De ce? Pentru că este dreptul lor să facă o alegere, dar să fie o alegere asumată, nu o alegere pentru că așa i s-a dictat. Practic, aceasta nici nu este o alegere. Este un vot așa cum li s-a dictat, un vot neasumat și negândit. Mulțumesc tare mult pentru aceste explicații, Măriuța Nistor, jurnalistă la Ziarul de Cartă. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.